Însă, cât de cât să fie oarecare ordine și, știu, un fel de raționament, așa că mi-am pus aia pentru că așa am simțit nevoia și am simțit nevoia pentru că așa e mai frumos. Traduce argumentul pentru ce ai pus tu anumite culori acolo. Uite, aici cred că știi ce era bine, două căpițe, cu, cum au țăranii căpițele alea, cu fân, foarte frumos. Nu mai spun eu cam cum era un pic și mai convingător. Uite, să zicem că asta ar fi. Mie îmi place foarte mult căpița asta, dar ai pus-o prea în prim plan. Dar felicitări pentru asta, dar asta o să o iau și am să o pun într-un spațiu în care să nu fie pe marginea, așa, pe marginea tabloului. Dar lasă că e bun acolo, ne uităm la ea, ne uităm toți acolo, că eu acum te cam invitez, că ți-a ieșit atât de bine. Așa. Nu vă supărați, pot să-mi mai și eu ce-aș mai putea să adaug la tablou ca să-l termin. Câteva personaje, câteva animăluțe, nu câteva, unul, două, dar pe drumul ăla e cam pustiu. Cere o fată sau o babă care merge cu miel după ea. Mă rog, sau sunt și alte căpițele alea, pentru căpițele alea am făcut niște compoziții cu o pereche de așa, care s-au dat după căpiță și aproape că se sărutau după căpițele alea. Deci sunt foarte multe provocări într-un peisaj. Aproape că cere singur în orice spațiu conțeșor să-i pui ceva care să semene cu un moment care ți-a plăcut foarte mult într-un peisaj de acasă, de la bunici, de la țară sau poate și de la marginea orașului, cu orașul în centru, mie nu-mi place, că e prea multă bulibășană, gălăgie, bravo. Am înțeles. Fietate. Da, tu de minune pe aici, vreau o ție. Merge. Dar ce mai pot face aici? Așa, băi, eu ți-am luat, ți-am arestat ăsta, dar nu te-am mai întrebat pe tine ce mai trebuie să... Așa, eu... Deci, te-ai uitat un pic atent să vezi cam... Deci, eu mă joc mai abitir decât voi mă joc când iau căsul astea, culorile astea care fac și ele. Și acolo e nevoie de un cer. Dar înainte de cer mai dați și mie un... Până acum ați mers foarte bine acolo cum ați mers. Noi? Uh-huh. Însă, așa, mă uit. În casa asta e foarte bine cum ați făcut-o, da? Ah, cerul e de sus. Aici e bine, asta e un deal alb. Se cere categoric, se cere o materialitate a dealului care vine și în spatele casei. Cred că de la sine se va pune niște tufane, un copac în stânga, niște tufe în dreapta, ca această casă să fie și mai bine pusă în valoare de zonele plinite din jurul lor. Ca și la portret. Un portret când se face, noi nu avem culori prea deschise, dar se pun foarte închise pe fondul în spate și atunci portretul apare foarte frumos și foarte bine în evidență. Deci gândiți-vă, puneți un copac, niște culoare în spate și aici gândiți-vă, ăsta ar putea fi un deal, da? Ăsta ar fi un deal. Mai coborâți puțin cu cerul, dar dizolvați și puneți alb și faceți figura oteanului pe acolo ca să meargă treptat, iar v-aș sugera dealul ăsta să fie de culoare caldă. Culoarele caldă e roșu, galben, mă rog, oranj, culoarele astea, așa. Va fi în competiție cu casa care e în culori calde, dar aici punem un copac sau o zonă de copaci și atunci va veni frumos galbenul ăla, care e culoare rece, culoare caldă, iar culoare rece copaci, mă rog, și verdele în continuare. Da. Ați mers cu curaj, îmi place cum ați făcut.
E fantastic. Eu am stat pe Isar, n-am văzut decât sunt. Ce ai vrut să faci? Foarte bine. Oare este iar? Elemente de pe Isar. Niște case așa. După părerea mea, bine, dacă era, ai mers cu culorile cam, cam tare, cam acid albastru ăsta, și atunci hai să ne jucăm împreună. Dacă cu albastru vii cu el cum ai venit de sus în jos, ai mers cam mult cu el, nu mai ai loc. Română, uite, am să-ți invitez puțin. O gândeată, cum pot o faci? O să încep de aici în sus ceva. Da? Și... În ce culoare? Înțelegi? Vom îndegradăm în sus. Ne jucăm. Da, avem. Ai fost de bună? Așa cu el în sus. Și în sus un pic și mai accentuat. Parcă era mai pentru noi culoare. Da? Așa, ca să fie într-un degradat frumos. Drepte ca la scoterete. Așa, hai de văzut. Cât de frumos merge... Desenul și lucrurile. Puțin ca să așa și să zicem aici, uite, mai este tehnica asta care ca degetul nu face pensula. Când pune omul mâna lui, așa, bun. De aici venim, deci, ce vă spuneam la prima noastră întâlnire, plecăm de la linia orizontului. Ai văzut că eu când am plecat aici, asta era linia orizontală. De aici în sus facem cerul, de aici în jos facem pământ. Acum o să încercăm, nu lăsăm linia asta a orizontului greaptă, ci putem să facem niște, să sugerăm niște dialuri, niște... Așa. Deci că ăsta ar fi un deal. Se ticlă de legiu acolo. Rău, tu ce dreptul. Și am stricat tot ce ce eu strădat. Nu, dar mai ales să... Care duci o viață, așa ceva și mai mult. Cât de cât, cât de unde rând? Aici am. Asta e un ideal, să vezi bine ce ideal mai în spate și aici o mai gri, mai pământit. Și aici este venit cu un deal mai verde, mai colorat, să zicem. Da, așa. E cam minusculă fântâna aia, dar e bună ea făcut acolo, ai făcut că se face pe marginea drumului, fă un drum pe lângă ea, iar cam s-a putut să-l mijlocu până. O să tratăm împreună chestia fântânii, că e foarte dificilă. Fântâna și mai era o chestie, dom'le, să pui pălărie pe capul unui personaj, n-ai să găsești rar, la rar pictor, la mine ai să găsești și pe pălărie, un peisaj cu pălărie pe care vine la casă, nu știu ce. Dar sunt pictori care fuge ca de dracu de a pune pălărie pe capul cuiva. Îl face fără cap, îi pune șopcălie, bufes, dar nu-i pune pălărie. Așa și cu fântâna e destul de grea. Bine, las că o tratăm împreună, nu am un pic să... E greu să armonizez. Ori îi face capul strâmb, ori îi face pălăria, îi cade într-o parte. Da, ori îi face pălăria prea strâmb, ori prea largă. Sunt foarte multe, nu, e probleme. Aici trebuie să desenez foarte multe pălării și foarte multe scăfârii, adică capul. Cum ai zis? Ce credeți să distorcerii bine? Okay. Oh, foarte bine, foarte bine. Mama schițează un copac pe cerul ăla, silueta unui copac. Uite că am făcut ăsta, băi, bravo ce ai făcut. Da? Bravo. Uite ce frumos se profilează copacul ăsta pe cerul ăla. Dar poți să faci și numai din rămurele, trunchiul și ramurile care e chiar desfrunzit. Frumos. Și unde se va găsi în planul purtat, planul deportat? Da, faci un pic mai așa. Bun. Nu, 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 nu,
Uite, vezi cupăciorul ăla, un sugerat, se zice că ești atât de indulgentă încât accepti că ăsta e un copac. Ce fericit de-a fost. Bine, noi ne jucăm, nu nici avem posibilități de așa, dar așa. Bun, și de aici mai departe încerc să mai faci ceva, niște alei. Foarte de zis, să lasă să mai zbâncă puțin și când faci aici aleile sau vânturi se clarifică trebuie. După aia, după ce s-o întâmplă, de personal, bă, bă, bun, te rog. Da, imediat. Așa. Eu când pun o sală, e mai bine, la fel că tratăm împreună. Eu când citez o fântână, unde să facem fântână? La margine de drum, că pe drum vine toți vecinii la fântână. Știi cum cânta Tălănescu? Deci avea fântână în curte, aș avea și mândre multe. Deci foarte multe mândre și băieți și flăcăi din la fântână. Dar să fie, dacă nu în curte, măcar la margine de curte, ca să intre așa. Deci trebuie aici, ai făcut un peisaj de iarnă, băi, e fantastic peisajul ăla, aproape că n-am văzut așa frumusețe, ca să poți să controlezi treburile, dar o să încercăm. Hai să... Da, ce e? Scrie acolo Nicoleta și gata. Nu mai e posibil. Mă cheamă Nicoleta, dar trebuie să spui de ea. Ce-a Nicoleta? Serios? Sau Petronela, nu cheamă. Sănina. Petronela, o cheamă. Eu vreau să sugerez un drum. Nicoleta mă cheamă să vezi. Iar fântâna, o să încercăm să facem fântâna. Iar fântâna se face din lemn. Iar lemnul e puțin pis la piele, puțin putre, pui de vreme și să facem puțin mai pis la culoare. Partea de lemn a fântânii, cum e făcută cu scânduri, o parte pe aia altă nu se vede. Aici e bine că ai făcut o zonă închisă, dar o faci și mai închisă, că e gaură și acolo e închis în interior, da? Uite așa, așa e interior. Și pentru că e iarnă, aici vei pune cu alb deasupra. Dar cea mai frumoasă fântână este cu un personaj lângă ea care trage și mai ales sunt foarte pitorești fântânele cu cumpăna. Și atunci facem, uite cam așa era, uite ce pitoresc, ce-a prins și ăștia a câștigat și curtea omului a câștigat. Deci ăsta e cumpăna aia sau cum îi zice și aici vine găleata, care intră să zicem intrănutul, da? Ei, mare maestru ăla care face personajul aici, care trage de lanțul ăsta sau de bara aia de lemn care e legată aici, are un pic de lanț și care trage să intre greața în pământ până și se facă treburile astea. Deci ai văzut cum s-a... De ce ți-am spus? Că trebuie să tratăm cântâna
cu oarecare seriozitate. Trebuie să învățăm să facem o fântână, că fântâna ne dă apă. Asta e apa, e viață, e binecuvântare. O facem cu drag și cu frumusețe, care are frumusețea ei. Bun. Așa, deci, încă o dată aici facem gola și mai închisă. Ăsta vine așa în spate. Aici vine... Aici vine un fel de greutate. Care, știi că când tragi găleata în jos, asta te lasă în jos și nu este de grea găleata, pentru că ajută și contra greutatea. E aici o pârghie, nu? Aia doar să învăța voi la fizică. Asta, da, asta vine așa un fel de crăcană și aici e un cui, dar nu-l mai putem face și pe cuiul ăla. Marea problema aici, dacă faci o fântână și vrei să faci un peisaj superb, care să aproape să fie cumpărat imediat, trebuie să faci un personaj care scoate apă. După ce ai făcut personajul care scoate apă, faci pe cineva care trece și îl salută pe la care scoate apă și speră să-i dea și lui o cană cu apă, da? Deci nu, ne jucăm. Ne jucăm, dar facem cu bucurie și cu iubire, cu grație, cum zicea altcineva. Bun. Acum să văd ce pensul facem. Noi sugerăm. Noi decât sugerăm că un personaj ai. Ca să facă un personaj, uite cu un deget, îl acoperi. Deci trebuie să-i faci și îi sugerăm cum să mișcă. De-aia trebuie să, înainte de a face o fântână într-un peisaj, trebuie să, de o parte să faci un personaj, să faci o fântână cu cumpăr, ai văzut ce simplu, tragi o linie așa, una jos și încă vara aia care a picat în mijlocul fântânii. E foarte importantă treaba asta. Și aici eu îți fac ca îi sugerez un personaj care scoate apă. Dar tu te duci acasă, dacă vrei să faci pictură, separat faci o fântână fără peisajul prin spate, că eu a trebuit să mă subordonez față de casa asta, față de dealurile astea, care se pară cât de cât reală la capitolul rapoarte și proporții, ca să facă parte din acest ansamblu de imagine. Dar tu acasă faci, un creion pe aici, faci fântâna aia cu cumpăna aia alături și cu personajul ăla. Când ai reușit să faci o gospodărie cu un drum și cu o femeie sau un bărbat care scoate apă și altceva, o facem o altă dată cum ala când scotea o fată dădea apă calului la un băiat care venea călare și era poezia fantastică. Atunci încep să ai șanse foarte speciale să câștigi pe pictură. Deci tu vei face exercițiul acasă, să faci fântâna cu cumpănă, fântâna propriu-zise, care e aia de lemn și nu știu ce, și personajul care este dincolo de fântână și el, dacă vezi mult, știu, să te joci de multe ori pe lângă fântână, nu e mare lucru de făcut. Să zicem că e un personaj... Uite, ăsta e brațul care prinde de aici, ăsta și ăsta e brațul aici. Deci eu am organizat ca să mă adaptez la forma personajului și el are acces la această bară care are legată așa. După aia faci cap. Ia să vedem dacă mi s-a uscat asta, că eu mai mult am vorbit, băi. Nu. Pictura e pentru un fel de mutulică. Stai în atelier și numai tu și pământul știe de sufletul tău, dar mintea trebuie să-ți umblă și uite așa, aici îi faci capul. Și eventual îi pune o căciulă, îl face mascul, dar așa. E paradis. E paradis. Uite acum, cu fântâna asta, asta mai. Deci, am pus zăpadă pe culacul fântânii, cum ar veni, dar e zice altfel de data asta. La fel, casa se nuanțează un pic pereții ei ca să nu pară o parte închisă, ci... Așa. Ei, tinere, tu ai început.
o lăsăm așa că e frumoasă cu roșu ăsta, dar acoperișul caselor iarna este alb. Și atunci, ca să pot într un alt peisaj, nu știu este să frumos până la urmă, le dă, tu observi că fântâna asta cu fântână le dă oarecare știu, importanță și așa, și îi pune un pic în valoare, că asta ce era? Fără. A, ai vrut să fii tu ceva. Dar cu altă ocazie îi spui alt, dar ca să fie alt, pui, pui în, în pădure, în ceva închis pe fondul și atunci arbul ăla de la acoperișul cartul are efect, cum are efect vârful muchelui. Asta e foarte frumos aici. Deci să ne acomodăm. Ce înseamnă frumusețea? Este un spațiu luminat pe un fond închis care îl pune bine în valoare. Deci poți merge în scara asta de, de, de cum se vede importanța o culoare altă, un volum, verticalele, orizontalele, culoare calde sau culoare de reci, să pună în valoare reciproc, asta e foarte frumos. Ăsta ce semnezi și data viitoare mai vii cu două făcute de tine. Cum vrei, te joci, dar fă... Da? Bun, te regulă. Cu plăcență. Da. Așa. Ce mai ai arăt aici? Deja. Trebuie o... Să faci portretul cu reci? Da. Hai prins. Nu știu ce să fac. Nu e mare lucru, e atât de simplu, dar trebuie, uite ce, cu tine am un pic mai mare pretenție, de fapt am îndoiat să veniți la lecția de înainte. Data viitoare cu câte desene? Cu câte? Trei. O, ești mare, până acum am îndrăznit să-i dau două pentru că n-am venit cu niciuna, cu nicio încercare. Pentru, dar tu vei cu trei, te-a... Mai am unul și mai fac două. Ești propusă pentru o premiere. Dar fii atent aici, noi ne-am gândit cu Mihaela împreună să facem o mișcare artistică plastică de Paști, așa ai zis? Păi în ritmul în care merge nu avem nicio șansă. Deci puneți un dorețul la treabă. Nu pentru a, bă, pentru a intra într-un paradis de, de frumusețe. Aia e momeala, nu momeala, adevărul. Deci, dacă vrem de pași să facem, eu nu fac expoziții cu cineva care bâmpie și nu știu ce. Fac cu oameni care se joacă în mult și care știe gluma, dar știe și mânca, da? Oare. Da. Ce dacă nu? Acum, bă, că nu te-am mai ajuns. Și o fi nici criticul de aia. Așa, bă, criticat. Așa, criticul de aia. Știi acum? Cât vezi că-i pornit. De asta îți plătiți critic. De mă, critic asta. Așa îți vorbești cu copilul. Noi te mergem noi mai mult decât. Da, îți mai cuminți, hai. Nu crede asta. Sunt niște mici șmecherii care devin, care dau nuanțe și dă valoare, pune în valoare unele pe altele, chiar și gardurile astea, vezi, sugerate pe aici, pe, cum să zic, un fel de autoritate, cum le zice, țăranilor, gospodarilor, care au casele. Dom'le, e un gard, omul știe de unde și pe unde e la gardului. Nu lasă să ne luau dată la de doamne. Da, să trăsim și ce e ceva ce e frunzitul. Da, n-am făcut la de doamne. Să alim orice... Ce faci? Bă, dar de când ți-o crezi cu coliniții? Vrei să fii politic? Fără motiv, îmi place să stau în tine, dar nu dacă o să-mi place și mie. Ai tu vezi? Nu. Băi, să-i simți în sapă.
Nu vreau să fac ani. Înțeles. Dacă ai fi văzut și oameni fac tot. Uite, să n-am oameni că ești copaci. Știi cum îi făceam? Eu îi făceam buțuri ca niște bolovani. Și ghiciunea lui îi făceam ca... ca niște căci. De la un covor. Băi, ce-a jocoară. Îmi place cum ai numit carnația la țigară. Sunt țigară, deci îmi numeresc. Dar vreau să-ți sugerez un pic mâinile. Să ce este cu mâinile așa încrucișate. Da? Și atunci trebuia un pic umeri mai largi. Eu am dat siuti, nu? Să ne prelucesc și aici. Eu sunt un pic să-i fac mai zâmbăreați un pic. Dacă să mă gălești cirozele rochiei, de când spus, sunt vrești porcă ceva. Da, și ăștia, e de alea cu picățele, știu, nu știu ce. E foarte frumos. Mai e și picățele. Mai am o casă, un desen, care e un țigan la foc. Bravo, da, țiganii în jurul focului. Da, da. Când am fost în tapă, am dansat țiganești la foc. Și după ce mi-ați arătat dumneavoastră cu... Nu vreau așa, ne-am ajuns acasă, am zis că ar trebui să... Nu, vreau să facem. Este foarte important. Dacă ai, într-adevăr, poți să găsești... Uite, fântâna e un pic mai mare decât așa. S-a făcut un pic mai larg, în culori mai calde. Și aici ar trebui. Azi e foarte... Treaba asta trebuie un pic mai neagră, pentru că acolo e gaură și împlinit. Și da, aia să sugereze foarte bine. Nu, nu e defect. Și aici era lanțul, da? Da. Unde e, asta e cu lanț. Acolo e băia că i-a făcut cu cumpără. Dar și asta e destul de... ceva de genul ăsta, da? Așa, și aici e, aici merge treaba aia așa, prin coarba, da? Da. Toate așa, numai puțin umeri mai la. Păi, plecați, a semnat, eu vă împur. Nu, nu, Doamne ferește. Nu. Da, că nimeni nu se ferește. Și acolo fac din Ipsos și din... Da? Și calificatează. Nu plecă nimeni să nu se ferește noi. Ochiile astea și costumația, mai ales la țigancă, sunt foarte pitoristică, dar personajele care fac eu în compozițiile mele fac rochii înfușit cu picățele albe, rochii albastru, picățele roșii sau albe. Și îmi veselesc este tot. Este... Am stat să te și o tatuare. Nu mai are cu poate mai cu șcreți, doar că încă trebuie să mă acasă să-i facă capul. Mă rog, mie îmi place asta așa cum e. Fă alta cu părul creț, cu părul cum vrei tu, dar s-ar sta și o strici pe asta, spus mai e... Reușească pe tu. Asta nu. Întotdeauna când îți reușește așa, ți-am spus o metodă pe care eu am putut să găsesc formula cea mai puternică de a fi autentic și original. Nu pictam pe alți pictori. Am mai curat la pictorii Van Gogh, Picturescu, Lucian, anumite chestii. Dar ca compozit, ca organizarea compoziției, am făcut o mâzgăleală, am pus-o montană aia și am făcut alta un pic mai frumoasă decât aia. Le-am pus pe amândouă acolo și am făcut al treilea mai frumoasă decât primele două. Și am fost unul singur în competiție cu mine. Și atunci am reușit să câștig pontul. Așa. Un pic. Să mă facem pe cele albe, vezi ce... Cum îi zice la țigăn cușele astea? Așa? Nu mai rău, ele au ele de nemire aruncare. Hai să mă folosesc caldă pe aia, nu? Ca să-ți caldă pe aia, îți faci pe geamul și lucruri, ca să se cam prăbărește casa aia. Da. Și la asta un pic să facem mai... Alea îmi place cum ai conceput mai aici, așa. Mm-hmm.
un atelier de pictură care... Oh, da, nu ai fost pe la mine, că au fost, da. Alți copii au fost pe la mine, da. O să organizăm niște mișcări, dar cu cei care se țin de treabă, mi-e place foarte mult să le spun, să fetele mele, să le, știu, da, așa, dar să am cu cine să știu, dom'le, ăștia sunt ei cu care am muncit, dar au muncit și ei și mi-au făcut bucuria că se descurcă. Chiar dacă unii încep să mă copie, mă vor copia un timp după care vor descoperi partea lor de dar dumnezeiesc și atunci vor merge pe, știu, pe copilurile lor. Da, să zicem, cred. Ah, uite niște chestii, vezi cerul ăsta cât e de... așa? Uite, dacă îi facem niște nori albi de cerul albastru, nu? Ei, când îi... să vezi ce animă de frumos și aproape că înveselește și nori. Dar făcuți cu oarecare, cum îi zice, grație și eleganță. Singura problemă am doar că renunță la final, că renunță la jumătate Cosmin. Ce? Vreau să știu. Nu, cred că ai terminat desenul. Singura problemă a oamenilor e că renunță la jumătatea unui lucru care l-au început. Să știu că eu e cam așa. Eu pot să renunț la jumătatea mai multor lucru. Nu. N-am văzut niciodată casă roz. Ce n-ai văzut casă roz? Păi, am văzut eu când mergi la gara, vorbirea, uitați să roz. Da. Eu am fost, da, dar s-a casă. Chiar, mă gândeam să transpun pe idei de desen, casele din Podilaia. Am văzut casele și de nești vechi? Nu. Ia nești vechi. A, cele e foarte bine, au o arhitectură specială. Deci, nu știu, și n-am. Deci casele alea sunt acolo de foarte... Foarte mult timp și chiar au... Bine, că acum ați mutat toți țiganii ieri și... De fapt, acum locuiesc în ele, mi se face niște țigani. Țiganii, da. Aia, da, erau dugenele cu micile lor afaceri. Da, da. Și ei au plecat și le-au abandonat și au mergeat țiganii cu grămadă. Da. Aha, deci la alea se referi. Care sunt pe marginea șoselei, nu? Da, da. Păi și în târg au fost foarte mulți jidani, dar au invadat. Da, erau buni meșteșugari. Știu că am fost la un atelier vechi, care acum nu știu ce exact în el, mai la Vale din Cinema. Mm-hmm. Și aveai un târg cu cinema? Nu, un târg, un târg, era cinema. Ah. Uite, măcar dacă nu spală, s-o arunci în apă. Fără. Da, dacă te simt așa. Da, pune toate în apă. Mai vreau să aveți pe tine asta. Și eu. Când închideai mie, dar când o să fie tot
Ca să-i trebuie la ce? Nu, am să învăț, am să învăț ce de ca să-l fac cu mine. Tu ești sigur că de... Sigur că de foarte, dacă sigur că de... Da, trebuie să-l schimb și când mai intervin și cu albastru în jurul lui peste tot ca să-l șterge. Deci soarele a putut să fie, dacă vrei să fie soarele. Nu vreau să câștig, vreau să iei pe tai. Acum am acoperit și pe asta. Nu, nu, aici, ce vreau. Ce vreau? Nu, ești corect. În excursie, în Întâi în viață, apoi? Nu, apoi eu zic, niște apărat. Doar că... Aici trebuie... Tu, Mihai, nu vrei să zici? Nu, că-ți va face ceva. Și el spune asta și eu. E de criticul. Da, criticul de asta. Deci mi-a dat mult căplăt. Așa. 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 Poți să avem și pe ăsta. Bine, ți-a niște ceva. Da, uite-o la... A, ar mai trebui în spațiul ăsta ceva. E mai ușor să nu zic nimic. Ceva, cu un animăluț sau niște fire de iar. Lasă-l un pic aici. Și... altfel e frumos. Ăla, hai să-l lăsăm deocamdată, nu e păcat, trebuie aici, revin cu cerul, cerul ăsta e frumos, dar e păcat că pata, asta e pata, nu e soare. Trebuie e frumos aici. Nu e nici una. E o pată acolo. Așa mă ne-am găsit. E planetă în stare. Trebuie în mântăță la ei. Da, artistul... Care a plecat în absolut? La Alex, unde? A plecat? Da. Da, cum a fost aici? Cine a fost aici? Fetiță... Da? Da. A fost frumos în casă. Da. Înțelegi? Deci, pui cu albastru peste tot, după ce s-a usat, o faci niște noritori frumos, cum arăta Mihai ăla, și îi faci un personaj pe aici. Și ăsta e frumos. Păi, dar uite, fii un personaj aici la mine. Bine, colaborăm data viitoare. Da? Tu data viitoare mi-ai venit cu două propuneri de ale tale, da? Bine. Da, poți face albastru ăla, să-l faci, îl trătești mai deschis aici pe mașină și... Dar știi deja, așa, pe spațiul ăsta.